Este o chestiune de principiu. Un principiu la care eu țin foarte mult și care trebuie aplicat independent de persoane, da? Indiferent că la DNA e Chioveși sau ar fi altcineva. Domne, un infractor, da? Înconjurat de niște inculpați și de alți infractori, cum este infractorul șef al PSD Liviu Dragnea, inculpatul Tăricianu și cei din jurul lui, domne, niște oameni certați cu legea, dintre care șeful lor e condamnat penal definitiv, nu pot să legifereze în domeniul penalului, indiferent cum îi cheamă. Azi îl cheamă Dragnea, dacă era Ponta în situația asta, dacă era orice alt om politic în situația asta, eu aveam aceeași opinie. Pentru că nu este în regulă, dragii mei, ca un om cu probleme penale să legifereze în zona penalului. Nu se poate așa ceva. Este ca și cum ai lua un bișnițar, un valutist care dă țeapă la colț de stradă cu ziare băgate între bagnote, da? Și l-ai pune să reglementeze piața valutară. Este ca și cum ai lua un pedofil și l-ai pune paznic la grădiniță. Da? Nu se poate așa ceva. Pur și simplu sunt lucruri care nu se fac, înțelegeți? Și nu e vorba aici de o persoană sau de altă persoană. Și când acel infractor vrea să legifereze, da? Împotriva instituției care l-a trimis pe el în judecată, păi orice om normal și de bun simț, cu puțin obraz, ar trebui să aibă o problemă cu treaba asta. Și dacă ai o problemă cu treaba asta, nu înseamnă că ai vreun interes personal să susții pe cineva. Pur și simplu este o chestiune de principiu, este un lucru care nu se face. Poate că în justiție, în sistemul care a funcționat până acum, există lucruri de reglementat. Da, sunt probleme, sunt lucruri de reglementat, dar nu poate să facă treaba asta un grup politic format numai din persoane certate cu justiția. Nu se poate, pentru că nu avem nicio garanție că ei fac asta de bună credință sau o fac ca să-și rezolve lor problemele penale. Și iată că se dovedește, în cazul Dragnea concret, că ei o fac pentru a-și rezolva lor problemele penale. Pentru că sunt peste 4.000 de magistrați care trag un semnal de alarmă. S-a ajuns la peste 90 de ONG-uri care trag un semnal de alarmă. Toți spun același lucru. Este un pachet de legi în favoarea mafiei pentru blocarea activității DNA-ului. Dacă susții aceste lucruri, nu înseamnă că ai vreo treabă personală cu cel care conduce DNA-ul, că îl susții pe acel om din cine știe ce motive ilicite sau ilegale. Nu înseamnă că susții niște lucruri de bun simț, da? Ori, problema noastră, principiul de bază la care trebuie să ne raportăm, este ideea că niște infractori nu pot da jos un șef dintr-o instituție judiciară. Niște infractori și niște inculpați nu pot legifera corect și onest în chestiuni ce țin de codul penal. Pur și simplu pentru că instinctul lor de conservare, interesul lor personal, funcționează în defavoarea interesului public. Ei nu vor legifera niciodată pentru a rezolva în interes public problema. Ei vor legifera pentru a scăpa